Am răspuns la aproape toate. Până să mai gândesc că am doar o mică reacție și eu la chestiunea asta cu credința și vreau să spun că mie mi se pare în general abuzivă această apropiere a religiei de orice înseamnă credință pe lume. E o tentație, în fine, vine, e veche, de, nu știu, 4, 5, 6 decenii, antropologii au adus-o la început și filozofii și toată gândirea asta dezvrăjirii lumii și așa mai departe. Și ideea că, dom'le, orice lucru în care cred seamănă cu o religie, nu, diferența este enormă între credința religioasă și încrederea pe care o dai unui politician, unei ideologii, unei echipe de fotbal, unei prietenii și așa mai departe. Aud la chestii aberante de genul și comunismul era un fel de pseudo-religie, nici vorbă, da? Comunismul era o ideologie, era un... Dar toată, speculând confuzia asta pe care o dă, polisemia, admit, pe care o are cuvântul credință, credința, crede în ceva, încredere, etc., te joci și cu chestia cu religia. Dom'le, nu, cred că ar trebui să lăsăm lucrurile în limitele lor. Nu, deci faptul că am încredere, nu știu cum ați spus, în Facebook sau că mă raportez mereu la, sau că nu mai pot fără Facebook, nu e o religie. Nu e să zic ce. Am văzut o poză, a fost virală pe internet cu niște oameni în China care, erau persoane în China, care aveau o masă plină cu iPhone-uri și vota aplicații. Nu era postat, era persoane care vota aplicații, era singurul rol, avea foarte multe și până termina una, se plimba așa pe toate și după aceea l-au capătat. Și cred că asta e ideea că postacii români ar fi unici. Am tot citit, nu știu dacă e adevărat, de postaci ai Rusiei. Nu știu dacă... Dom'le, dar înjura ăla din China? Stai să mai zic. Că dacă nu înjura, la postac e esențial, e de esența meseriei. Atât. Nu, aia ești prost, el dă afară a doua zi, dacă nu poate mai mult. Este noua limbă de lemn. Dar... Legalitatea pe internet este noua limbă de lemn. Vreau să mai zic că... De ce? Că nu-i comunistă, este noua limbă de lemn. Dar nu ești jucat în... E adevărat. Dacă compari un jurnal de România online cu un jurnal de internațional, e posibil ca jurnalul internațional să aibă o moderare strict mai strictă și să-ți se pare că comentariile de acolo sunt cumva elevate. Și atunci compari ceva care... Deci în România nu e o moderare și acolo e o moderare strictă. Și atunci se pare că, uite, ăștia sunt mai altfel. Dar pe YouTube comentariile sunt mult mai puțin moderate. Și, dar remarca mea e că... Deci pe YouTube sunt tot felul de aberații și jertări, nu știu ce, și în engleză și în română. Dar mi se pare că... Răul lor e mai mic decât răul nostru, nu știu. Ci pot citi niște comentarii care sunt stupide și agresive în engleză, dar aceleași comentarii... În română te... Cumva e o agresivitate mai mare când... Nu știu, folosesc limba materie. Nu-i neapărat de auzit. Am avut de maternitate și paternitate materie de invectivă. Așa e mai greu de știu. Mie îmi spune că și... Nu e doar cum sună, ci și mesajul. Da. Este și agresivitate verbală foarte multă în România. E adevărat. Suntem destul de nepractici, dacă vă zicem că suntem un spațiu estic, că ceilalți sunt cu pragmatismul și cu, alte lucruri. Și ca teritoriu relativ pasiv și reactiv în decursul istoriei, bineînțeles că jurnătura este mai privilegiată decât, decât în... Din păcate, pentru că eu nu jur nici pe Facebook, nici în realitate. Da. Poate că trebuie să spunem câteva cuvinte și despre utilitatea rețelelor sociale, pentru că am văzut ce e rău, am văzut ce e incomod, am văzut multe lucruri legate de Facebook în special, dar el este folosit și ca un vehicul de branding și ca un loc de vânzare și pentru promovarea unor activități. Da, și nu, dar să... A înghițit, pur și simplu, blogurile, site-urile specializate și așa mai departe. Dacă nu există, nu ai pagină pe Facebook, e foarte complicat să ajungă pe site-ul tău, pe blogul tău cineva. Nu mai vine cum venea înainte. Vă spun că aveam tot blogul de 2007. Și era un public pe blog atunci foarte mare. Iar acum, cred că la 10%.
Bun, e adevărat da. Că nici activitatea mea nu mai e. Asta e cum să plâng taximetriștii și ăștia de la Pelicanul. Dom'le, zice, ne împărțim același număr de clienți, de fapt. Asta e problema. Că nu iau mai mulți taxiuri decât în trecut. Da? Bun. Nu, părți bune sunt cu nemiluita, pentru că sunt așa realitatea. Nu are și părți bune. Ce să faci? De pildă, eu am cunoscut pe Facebook, iar ar fi nepotrivit să-l numesc, dar un tip de 33 de ani care a devenit un fel de alter ego, pur și simplu. Nu loc, da, l-ați dibuit. Dom'le, nu, deci în orice joc intertextual mai fac și eu, fără mare couri, orice referință de fine-tuning, de chestii mai sofisticate. Omul ăsta la 33 de ani a citit tot, înțelege tot, vorbește cu doi inși pe Facebook, care îl înțeleg. Atât. Nu-l preocupă asta, de altfel e într-o insulă. Și m-a uluit, pentru că mi se pare o mare victorie. Dacă din România, zice el din Arad, un tânăr pleca la muncă, a fost prin Suedia, a fost... Bun. Poate să fie atât de rafinat intelectualmente la 33 de ani, este ceva uluitor, este magic. Eu sunt, stau și, dom'le, am încercat să-l prind cu una, cu alta, să... Nimic, dom'le, este impecabil. Eu nu eram așa. Deci e un fenomen uluitor individu. Și atunci, iată o bucurie pe care Facebook-ul mi-a dat-o pe gratis. N-am plătit, nu m-am așteptat, nu era în contract. Deci Facebook-ul poate să te ducă la persoane și persoanele pot fi fantastice, pot fi mari revelații, pot fi... Deci asta, la asta vreau să spun că până la urmă bogăția intrinsecă a vieții e prezentă și acolo, se reproduce și în acest nou mediu. Și nu trebuie de asta să fim neapărat... Adică e clar că existența noastră și cu atât mai mult cea a copiilor noștri va fi una de pendulare permanentă între aceste două dimensiuni. Dimensiunea virtuală va... Dar nu cred că... Cred că tot realitatea capătă și dimensiunea asta virtuală, dar nu știu, nu cred că va fi un fel de conflict mitologic în urma căruia cineva va fi înfrânt. Cum să abolești realitatea fizică, empirică, în 3D, cea în care vorbim acum, ne uităm unii la alții cu aparatul nostru senzorial, când? În 2160, în 2280, nimeni, atâta vreme cât umanul rămâne egal cu el însuși, nu va putea să abolească realitatea asta în numele. Mai degrabă văd că pe o planetă mică, conștientă de caracterul ei punctiform și marginal, într-o galaxie marginală, într-o infinitate relativ cuantificabilă și cu un creator deasupra acestei chestii, a devenit o metodă de a extinde realul, care e prea mic, ne sufocăm, avem claustrofobie pe Pământ. E mic, e unde te duci. Trebuie să... Și atunci omul devine un inventator de lumi virtuale. Totdeauna a fost, dacă ne gândim la istoria utopiei, și a ficțiunii în general, dar cu atât mai mult azi, dreptul de a participa și spori lumile virtuale s-a democratizat și el. Nu mai este apanajul unor genii, vizionare, unor profeți, unor oameni care aveau de-a face cu dimensiunea transcendenței. Deci, cred că vom digera rațional, critic și aceste transformări ale speciei până la urmă și vom profita de ele. Eu sunt mai degrabă optimist în termen general apropo de relația asta real-virtual. Și ca să nu ne plictisim, gata, cine vrea să citească, ia și citește. Vă îndemn și eu ca Augustin. Cine dorește autograf, da, autorul este dispus. Și cine vrea să vadă, am pregătit cu o
mică degustare de cafea la ora asta, veți vedea că veți putea bea astfel de cafea la ora asta, în China de Iisus. E un cafea special, un lucru care veți vedea despre ce e vorba și nu o să stați la noapte, zonia aceea.